Gabriela Mihaină dă date suplimentare. Gabi, bună ziua, te ascultăm. Bun găsit, anunțul a fost făcut de ministrul Justiției Tudorel Toader în această dimineață pe pagina sa de socializare și important de menționat este că tot acolo anunță ministrul Justiției Tudorel Toader că în cel mult 30 de zile va face publice rezultatele evaluării și mai mult decât atât va spune și ce propunere va avea. Ei bine, să ne reamintim că printr-o situație similară în urma unei evaluări a activității manageriale în cazul Laurei Codruța Chiove și Tudorel Toader a venit cu propunerea care a dus la revocarea acesteia. Nu este exclus ca la finalul acestei evaluări a activității manageriale a Procurorului General al României Augustin Lazăr, Tudorel Toader, ministrul Justiției, să aibă o decizie similară și să vină cu astfel de propunere, în contextul în care, de altfel, ministrul Justiției de mai mult timp a încercat să pregătească acest moment. Mai mult decât atât, susținea în trecut că fiecărui om îi vine rândul la o evaluare. Așadar, iată că în cazul lui Augustin Lazăr s-a ajuns aici. În cel mult 30 de zile vom afla care sunt rezultatele acestei evaluări făcute de Ministerul Justiției și important de menționat ar fi faptul că așteptăm să vedem o reacție și din partea Procurorului General al României, Augustin Lazăr. Mulțumim pentru informații, Gabriela. Pentru prima dată de la numirea în funcție, directorul Serviciului Român de Informație, Eduard Helvighe, se la rampă și desființează acuzațiile aduse în spațiul public privind protocolul secret dintre SRI și parchet încheiat înainte de alegerile parlamentare. Acesta a explicat că protocolul a fost impus de legea de funcționare a Serviciului Român de Informații, iar la această oră nu mai există niciun protocol încheiat între instituția pe care o conduce și vreo altă instituție din domeniul justiției. Referitor la cele două protocoale aflate în discuție. Primul este un document neclasificat care reglementează accesul organelor de urmărire penală la infrastructura Serviciului Român de Informații. Al doilea protocol, cel clasificat, reglementa modalitatea prin care SRI coopera cu Ministerul Public, exclusiv pe infracțiunile privind securitatea națională, prevăzute în titlul 10 din Codul de Procedură Penală și infracțiunile de terorism. Acest protocol clasificat ne-a fost impus de legea de organizare și funcționare a SRI, la articolul 8. Legalitatea acestui protocol nu poate fi pusă la îndoială. Reacția directorului SRI vine după ce jurnalistul Doru Bușcu a vorbit despre protocolul din 2016. Semnatarii erau Procurorul General al României, Augustin Lazăr, și directorul SRI, Eduard Helvig. La scurt timp, Darius Vâlcov, consilierul premierului, aruncă bomba pe o rețea de socializare. Un necunoscut i-a lăsat pe prag protocolul secret. Acesta are 27 de prevederi și este mult mai stufos decât cel făcut public anterior. Cert este că ambele protocoale, și cel public și cel prezentat de Darius Vâlcov, au ca dată de încheiere 8 decembrie 2016, cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare. Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marince, a anunțat că protocolul secret publicat de Darius Vâlcov nu a creat efecte pentru că a fost denunțat la o lună după semnarea lui pe motiv că era inutil. A fost însă contrazis de Claudiu Manda, șeful comisiei. Nu am văzut nici la direcția juridică, nici la comisie. Am avut totuși 65 de protocoale. Am văzut documentul de denunțare. Nu știu dacă aici e și protocolul de care a și vorbit, iar la direcția juridică am văzut și cel dintre ICCJ și SRI. Mai degrabă cred că nu îl avem la comisie. Verificăm. Ulterior, Manda a revenit cu precizări pe Facebook în care insistă că protocolul care a stârnit vâlvă în spațiul public nu se află la comisie. În legătură cu protocolul numărul 03656 din 7-12-2016, semnat între SRI și Parchetul General, am verificat și acesta nu se află la comisie. Comisia a văzut actul de denunțare la Departamentul Juridic al SRI, însă astăzi am solicitat serviciului să pună la dispoziția comisiei atât protocolul cât și actul de denunțare, a scris șeful comisiei. Iar reacțiile au început imediat să curgă. Protocoalele oferă un indiciu
beneficiu suplimentar privind existența ofițerilor acoperiți în sistemul de justiție. Anularea lor nu rezolvă problemele ofițerilor acoperiți, lucru care trebuie spus public. Extrem de grav este și faptul că aceste protocoale au fost semnate în pofida deciziei luate de CCR din primăvara lui 2016, prin care serviciile ar fi trebuit eliminate din faza de cercetare penală. Înțeleg că în spațiu public se vehiculează că aș fi semnat ceva ilegal. Trebuie să fii total rupt de realitate să mă acuz că am ceva de ascuns în legătură cu protocoalele, în condițiile în care, de când sunt director al Serviciului Român de Informații, am ordonat auditul cu privire la existența protocoalelor înainte ca subiectul să fie în dezbaterea publică, s-a prezupat în spațiul public că acest protocol semnat de mine ar fi un abuz al SRI. Eu personal înțeleg foarte bine ce înseamnă abuzul statului împotriva cetățenilor săi. Și personal sunt determinat să lupt până la ultima zi în calitate de director al Serviciului Român de Informații împotriva tuturor abuzurilor, indiferent de cine le face. Lia Olguța Vasilescu calcă rău pe bec. Ministrul Muncii a răspuns printr-o declarație halucinantă cu iz xenofob președintelui Klaus Iohannis, după ce acesta din urmă a criticat intervenția jandarmilor din data de 10 august. Ca neamț să vorbești de gazare, trebuie să ai mult curaj, a fost remarca deloc inspirată a ministrului. Profitând de faptul că membrii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării se află în vacanță, ministrul Muncii și-a reafirmat originile PRM-iste și s-a lansat în atacuri halucinante la adresa președintelui Klaus Iohannis. Să vii să spui că PSD-ul a fost cel care a aruncat cu gaze lacrimogene sau că a bătut participanții de acolo e o declarație demnă nu de președintele României, ci de Mălin Bot. Și oricum, ca neamț să vorbești de gazare, trebuie să ai mult curaj. A fost replica năucitoare dată de ministrul Muncii, o încercare stângace și neinspirată de a apăra jandarmeria, după ce președintele a criticat intervenția în forță asupra protestatarilor din data de 10 august. Olguța Vasilescu a infirmat că l-ar cunoaște pe fostul șef al jandarmeriei, Sebastian Cucoș, devenit între timp adjunct, dar a ținut să-l felicite pentru modul în care jandarmeria a acționat în această perioadă. Reacția ministrului vine după ce președintele Klaus Iohannis a criticat aspru intervenția jandarmeriei de la protestul din Piața Victoriei. Guvernul PSD a gazat și a bătut românii, mi se pare incalificabil, inadmisibil din absolut orice punct de vedere. Încă un caz cu tremurător șochează România. Șefii Direcției de Asistență Socială cu salarii de 10.000 de lei pe lună au abandonat doi bătrâni care toată viața lor au locuit și au muncit în satul Țipilești. Cei doi sunt bolnavi fără ajutor, iar direcția susține că îi poate supraveghea doar metodologic. Nici primăria nu ridică un deget. Edilul din satul Țipilești câștigă 4.000 de lei pe lună. Mihai și Veronica sunt căsătoriți de peste 50 de ani din 1966. Au un băiat care stă la Iași și care nu i-a mai căutat de un an. Bărbatul are probleme grave de sănătate și se deplasează foarte greu. Cu toate acestea, depune toate eforturile pentru a-și ajuta soția bolnavă și ea. Femeia nu mai vede de câțiva ani. Nu vine nimeni ca să vadă și cu mine și întreb. E la dispensar nici pomenială să vii. Și de la stat nimic, nu? Nu v-am întrebat. Niciodată. Nici pomenială. Ați v-a făcut de mâncare? Aveți de mâncare? Mă duc eu așa, mă trăi până la piscam și ala și mai fac eu. În ciuda neputințelor care o macină, familia din comuna Popricani nici nu există pentru autoritățile locale. O singură dată, susține bărbatul, a venit pe la ei o asistentă socială, s-a uitat prin casă, a scris ceva, a plecat și n-a mai venit. Medicul de familie nu i-a vizitat niciodată. Cei doi au refuzat să meargă la azil. Nu mă duc eu nicăieri. Îmi las eu bolzei, eu stau așa. Mă duc acolo, că e mai rău acolo ca la mine. Primăria din comună
Una Poprican cheltuie de două ori mai mult cu salariile angajaților decât cu protecția socială. Primarul câștigă în jur de 4.000 de lei lunar, un inspector de primărie 3.700, iar un șofer 2.600 de lei. Nici cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași nu s-au interesat prea mult de cazul bătrânilor. Asta în condițiile în care direcția are 158 de angajați. Salariul de bază al directorului depășește 10.000 de lei lunar, al unui șef de serviciu 8.700, iar al unui șef de birou 8.300 de lei. Incident grav la o vilă din Sinaia. Doi bărbați au căzut de la etaj după ce o balustradă s-a rupt în timpul unei petreceri. Victimele sunt doi șoferi de camion. S-au ales cu răni grave, însă viața nu l-a fost pusă în pericol. Aseară, în jurul orei 23, erau mai multe persoane care, să zic așa, petreceau, strigau unii la alții. La un moment dat s-a auzit o bubuitură. Au ieșit vreo doi din vilă. Bă, a căzut, are capul spart și că sună la salvare. Martorii spun că totul s-a întâmplat în timpul unei petreceri de pomină. Cei doi bărbați se sprijineau de balustrada unei terase care a cedat sub greutatea lor. Au căzut în gol de la 3 metri înălțime. Există posibilitatea aceasta să... parte din ei să fi fost într-o, să zic așa, avansată stare de ebrietate și cred că și pe fondul acestei stări euforice, unul dintre ei sau doi dintre ei au ieșit pe terasă și au căzut efectiv de acolo. Cei doi șoferi răniți au fost duși de urgență la Spitalul Județean din Ploiești. După ce a fost consultat de medici, bărbatul de 37 de ani lovit la cap a fost lăsat să plece acasă. Colegul său însă de 38 de ani lovit la cap și cu două coaste rupte a rămas în continuare internat pe secția de chirurgie. Potrivit medicilor, cel puțin unul dintre bărbați consumase alcool. Cei doi sunt șoferi angajați la o firmă de transport din Câmpina care colaborează cu unul dintre cele mai mari hoteluri din stațiune. Poliția a deschis un dosar penal în acest caz pentru vătămare corporală din culpă. Apar date noi în cazul accidentului cumplit de azi noapte de pe drumul național 22A din județul Tulcea. Șoferul care a provocat nenorocirea are doar 17 ani și s-a urcat la volan beat și fără permis. Mașina s-a derapat și s-a izbit de un copac. Un prieten în vârstă de 20 de ani aflat pe bancheta din spate a murit pe loc, iar un altul de doar 16 ani a rămas fără un picior în urma impactului. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. S-au scurs momente dramatice pe drumul național 22A. Un accident grav a avut loc puțin după miezul nopții între localitățile Cataloi și Nalbant. Un tânăr de 17 ani, fără permis și băut, a sustras cheile mașinii tatălui său și a plecat să se plimbe alături de doi amici de 20 și respectiv 16 ani. Salvatorii detașamentului de pompieri Tulcea au fost solicitați să intervină pe DN22A pentru descarcerarea și acordarea primului ajutor calificat victimelor unui accident rutier. S-a intervenit cu o specială de descarcerare grea și o ambulanță SMURD. La fața locului de altfel au intervenit și o ambulanță SAJ și un echipaj de poliție. La locul accidentului, salvatorii au descoperit trei persoane. Una a fost găsită din nefericire decedată în afara autoturismului, cea de 20 de ani. Au existat și două persoane, una de 16 ani, care a avut o amputare la membru inferior și era în stare de inconștiență. Din primele informații, tânărul de 17 ani a vrut să facă o depășire, însă a pierdut controlul volanului, mașina a derapat, a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un copac. Polițiștii au stabilit că șoferul avea o concentrație de 0,6 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. O anchetă a fost deschisă de poliție în acest caz. Imagini halucinante surprinse în traficul din capitală. Un șofer a tăiat calea altuia, apoi l-a amenințat cu o sabie. Scenele incredibile s-au derulat lângă Palatul Cotroceni. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Scenele incredibile au fost surprinse de camera de bord a uneia dintre mașinile implicate. Un șofer a fost filmat cum taie calea altui conducător auto, apoi scoate o sabie și trece la amenințări. Totul s-a întâmplat foarte aproape de Palatul Cotroceni. Imagini
se observă cum individul îl blochează pe șofer cu mașina, scoate sabia și dă să iasă din mașină. Un alt participant la trafic îl calmează pe bărbat, convingându-l să renunțe la intenția de a ataca. La scenă este martor și un copil aflat în dreapta șoferului agresor. Nu se știe de la ce anume a pornit întregul scandal, însă se fac cercetări de către poliție în acest caz. Mare atenție unde luați masa dacă vă aflați pe litoral. 15 tineri aflați într-o tabără studențească la Costinești au avut nevoie de intervenția medicilor după ce au mâncat la un restaurant care s-a provizionat în ultimele zile dintr-un depozit ținut ascuns inspectorilor OPC. Restaurantul a fusese amendat cu doar 2 zile înainte. Legumele, cel mai interesant aici, ouăle. Hai să continuăm. Cămara de unde se aproviziona localul care i-a îmbolnăvit pe cei 15 tineri arată precum o catacombă. Ceapă, varză și ouă erau ținute în saci și cutii la grămadă, în încăperi întunecoase cu pereți mâncați de mucegai și umezeală, unde roiau muștele. Mesele pregătite cu aceste alimente i-au adus pe patul de spital pe adolescenți. Veniseră în tabără la Costinești și au mâncat la restaurantul aflat chiar pe plajă. Câteva ore mai târziu li s-a făcut rău. Aveau amețeli, stări de rău și vărsături. Tinerii au chemat imediat salvarea, iar câțiva dintre ei, după ce au primit îngrijiri medicale, au rămas internați la Spitalul Județean de Urgență din Constanța. Reprezentanții DSP Constanța au deschis o anchetă epidemiologică și au fost recoltate probe de la fața locului. În restaurant a ajuns și o echipă a Comisariatului pentru Protecția Consumatorului. Inspectorii au rămas surprinși să constate că unitatea respectivă fusese verificată cu numai 2 zile în urmă, amendată pentru nereguli și închisă. Despre beciul în care se depozitau alimentele, inspectorii OPC nu știau nimic. Fusese ținut ascuns de ochii autorităților. Acum, când l-au verificat, au fost consternați. Hai să dăm ouăle. Acum vă înțeleg de ce nu ne-ați arătat acest spațiu, sincer. Eu bănuiesc că de la ouăle, de la mine, deci nu cam ăsta e termenul de toxinfecție. Asta e părerea mea, profan, fără să vreau să fiu specialist. Faceți-mi puțin loc. Avem aici varza. Din varză proaspătă a fost făcut meniu cu varză călită? Da. Din varză proaspătă. Urmează ca reprezentanții OPC Constanța să dispună noi sancțiuni împotriva localului. România nu scapă de rujeolă. Peste 100 de oameni au contactat boala doar în ultima săptămână. Numărul îmbolnăvirilor a atins cifra alarmantă de 15.027 de cazuri, cele mai multe la Botoșani. Până acum 59 de persoane au pierit din cauza rujeolei, dar stăm de vorbă pe marginea acestui subiect cu Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie. Bună ziua, domnule Rafila! Domnule Rafila, ne auzim? Da, așadar, numai puțin de 100 de oameni care au contactat boala doar în ultima săptămână. Vorbim, doamnelor și domnilor, despre rujeolă. Iată, numărul îmbolnăvirilor a atins o cifră alarmantă, numai puțin de 15.027 de cazuri. Cele mai multe, înțelegem din informațiile pe care le avem, că sunt în județul Botoșani. Vă spuneam totodată că sunt și persoane decedate și un număr deloc neglijabil de 59 de oameni au pierit din cauza acestei boli și aflăm mai multe detalii de la președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, este alături de noi. Domnul Rafila, de ce atât de multe cazuri și spre ce ne îndreptăm în acest ritm? Dacă o să urmăriți numărul de cazuri înregistrate de la începutul anului, să vedeți că marea majoritate a săptămânilor acest număr a variat între 50 și 100 sau puțin peste 100 de cazuri. Practic, în România, atât timp cât vor exista zone unde acoperirea vaccinală nu este corespunzătoare, adică există copii care nu au fost imunizați prin vaccinare, vor continua să apară cazuri de rujeolă. E o situație, sigur, neplăcută. De aia presupune două tipuri de măsuri. Odată, măsurile pe care deja, mă rog, a încercat să le ia Ministerul Sănătății, dar aici trebuie o foarte serioasă colaborare din partea autorităților locale și medicilor de familie pentru a recupera copiii care nu au fost vaccinați sau au fost vaccinați incomplet până la vârsta de 10 ani.
Iar pe de altă parte, trebuie ca vaccinarea de rutină care se face la vârsta de 1, respectiv de 5 ani, să se desfășoare în așa fel încât să ne apropiem de acoperirea vaccinală recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, adică de 95%. Altfel vor exista tot timpul copii care se vor acumula ca și populație neimunizată care poate să facă rujeolă și lucrul acesta se semnalează practic săptămână de săptămână. Observați că sunt concentrate cazurile în două județe în această săptămână, în Botoșan și Bihor. Practic acolo afectează colectivități care nu au fost vaccinate corespunzător. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră și pentru explicații. Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafil, a fost în legătură telefonică directă cu noi. Scurtă pauză de publicitate. Revenim. A plecat în căutarea unui copil, dar și-a găsit sfârșitul. Un polițist ieșan aflat în misiune nu a mai ținut deloc cont de viteză, de regulile de circulație și a provocat un grav accident rutier. Între timp, micuțul dispărut a fost găsit. Din păcate, polițistul nu a mai apucat să afle vestea. În ciuda eforturilor medicilor de a-l salva, agentul a murit pe patul de spital. Cealaltă victimă, șoferul autoturismului accidentat de polițist, se află în continuare internat în stare gravă. Singurul care a scăpat teafăr și nevătămat este câinele polițistului. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Accident frontal cu șoseaua de centură din Iași. Persoanele este resuscitată. Un apel la 112 anunța dispariția unui copil. Un polițist alături de câinele său a fost trimis în misiune pentru a-i da de urmă. Agentul a pornit în viteză, însă la scurtă vreme după ce a demarat, colegii săi au reușit să-l găsească pe cel mic. N-a mai apucat să afle vestea bună. Pe șoseaua de centură a Iașului, polițistul a intrat pe contrasens și a izbit puternic un alt autoturism care circula regulamentar. În urma impactului, cele două mașini s-au făcut praf. La fața locului au sosit imediat echipajele de ambulanță. Medicii le-au acordat victimelor primul ajutor și le-au transportat la spital. Din păcate însă, polițistul grav rănit s-a stins din viață câteva ore mai târziu sub ochii medicilor. Culmea, câinele său a scăpat fără nicio zgrietură. Polițiștii rutieri vor întocmi acum dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările nefericitului accident. Neacordarea de prioritate duce la accidente în fiecare zi. La un pas de tragedie a fost și un șofer din Slatina care a lovit un autobuz, apoi s-a răsturnat în șanț. Motivul impactului? Indicatorul stop. Grav este că astfel de încălcări ale codului rutier au devenit o normalitate la noi în țară. Accidentul a avut loc la intersecția drumului Național 72 cu drumul județean 702B în județul Dâmbovița. În imagini se vede cum șoferul automobilului în vârstă de 23 de ani nu are nici cea mai mică intenție de a încetini în dreptul indicatorului stop, cu atât mai mult să oprească. Din fericire, de această dată a avut noroc. Impactul cu autobuzul ar fi putut fi unul devastator dacă șoferul acestuia nu ar fi avut prezență de spirit și nu ar fi tras repede de volan. Unde mergeți? La Târgu Ocști. Veneam de la Ploiești. Veneam de la Târgu Ocști. N-a oprit la stop, a avut viteză și a intrat în mine. Autobuzul efectua o cursă specială pe ruta Ploiești-Târgoviște, iar la bord se aflau doar 5 persoane. Toți pasagerii au scăpat doar cu o sperietură zdravănă. Mașina a ajuns direct în șanț după ce a fost acroșată, însă cei doi bărbați aflați înăuntru au scăpat doar cu câteva zgrieturi. Sunt șoferi responsabili și nu respectă semnele de circulație. La scurt timp după accidentul cu autobuzul, o altă șoferiță nu a oprit la indicatorul stop. Norocul ei a fost că șoferul care avea prioritate a apăsat tare pe pedala de frână. Ce s-a întâmplat? Nu ați văzut indicatorul? Se întâmplă că nu știu care-i treaba. Cred că nu știu semnele. Pe numele șoferului vinovat de producerea accidentului, polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Nici șoferița nu a scăpat de consecințe. Polițiștii au lăsat-o fără permis și au sancționat-o contravențional. Îl mai țineți minte pe Leon? Dacă nu, vă invităm să faceți cunoștință cu el. Vorbim despre puiul de leu abandonat de mamă la sfârșitul anului trecut și crescut de administratorul grădinii zoologice din Craiova. Cum lunile au trecut, animăluțul speriat, care înainte încăpea într-o cutie de carton, s-a transformat acum într-un leu de toată frumusețea. Dacă pe alte persoane le respinge, pe tatăl său adoptiv îl așteaptă într-un suflet la joacă.
luni a făcut Leon? 10 luni pe 11 septembrie face. Și până la ce vârstă estimați că veți mai putea să vă jucați cu el? S-ar putea pentru totdeauna. Leon este răsfățatul grădinii zoologice din Craiova. Nu a trăit printre animale, ci doar în captivitate. De aceea este extrem de pretențios la mâncare. Îi place numai carnea de cabalin și consumă cam 3 kg pe zi. Nici nu se lasă hrănit de oricine. Singurul în care are încredere este bărbatul care l-a crescut încă de când a venit pe lume. Credeți că s-a descurcat în sălbătice? Orice animal născut în captivitate și eliberat în sălbăticie, niciodată nu se va descurca ca cel născut și crescut în sălbăticie. Laurențiu Păun lucrează la zoo de 4 ani și de atunci viața printre animale îl încântă teribil. De când s-a născut Leon, bărbatul vine la muncă cu și mai mult entuziasm. Recunoaște că puiul de leu cu ochi curioși este deosebit. Cu toate acestea, nu neglijează celelalte animale, mai ales că acum grădina zoologică s-a îmbogățit cu noi specii. Sosirea unor animale noi în grădina zoologică e o bucurie. Atât pentru mine, cât și pentru cei care vizitează grădina. Și de fiecare dată mă simt cu o inimă mai mare. Numele leului a fost ales printr-un concurs. Întregul oraș a venit cu idei, dar cel mai inventiv a fost un copil care își vizitează animăluțul favorit în fiecare săptămână. Am auzit la un copil Leo și m-am gândit și la Leo Leon. Și ai mai venit pe la el? Cu toate că Leon rămâne atracția principală, copiii au fost încântați și de celelalte specii, printre care maimuțele și căprioarele. Maimuțele și leul, de fapt toate. Ai reușit să te joci cu ele? Da. Și ce ți-a plăcut cel mai mult la el? Au fost pufoase. Grădina zoologică din Craiova are în prezent 32 de specii de animale. Noile soiuri au fost primite la schimb de la grădina zoologică din Reșița. Schimbul de acum a fost realizat cu grădina zoologică de la Reșița și am primit o familie de urci coati, o familie de cerb lopătar. La schimb, cei de la Reșița au primit un jaguar femelă. Totodată, cei din Reșița și-au completat colecția de animale cu exemplare de canguri pitici, maimuțe pavian cu mantie și o pereche de lebede albe. Grădina zoologică Profesor Ioan Crișan Reșița, așa mai împodobit, să zic așa, gama de păsări și animale cu pereche de lebede albe, maimuțe pavien cu mantie, pereche de lame. Bineînțeles, cei mai încântați rămân și de această dată copiii. Mi-au plăcut lebedele, tot mi-au plăcut. Că e foarte frumos. La grădina zoologică din Reșița, ce aparține de primărie, sunt în prezent 370 de exemplare din aproximativ 50 de specii. Externe, imagini înfiorătoare în China, unde un hotel ars din temelii, cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața după ce flăcările au cuprins întreaga clădire în toiul nopții. Deocamdată nu se cunoaște cauza izbucnirii focului. Incendiul violent s-a declanșat în cursul nopții într-o clădire din orașul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang din China. A luat foc un hotel care la momentul producerii dezastrului găzduia turiști. Pompierii sosiți la fața locului au dus o luptă intensă cu vâlvătaia, iar operațiunile de salvare au durat ore bune. La momentul în care au ajuns echipele de intervenție, 18 persoane erau deja decedate. O anchetă a fost deschisă pentru a se stabili cu exactitate de la ce a pornit incendiul. Din păcate, acesta nu este un caz izolat. În aprilie, 18 persoane și-au pierdut viața și alte 5 au fost rănite într-un bar karaoke din sudul țării. În noiembrie, un alt incendiu a făcut 19 morți și 8 răniți într-o pensiune din sudul Beijingului, iar în mai 2015, 38 de persoane și-au pierdut viața în incendiul unui cămin de pensionar la Pingdingshang, în provincia Henan. Motivul? Regulile de securitate sunt de multe ori ignorate în China. Lațul justiției se strânge în jurul lui Donald Trump și al apropiaților săi după ce doi dintre foștii lui colaboratori au fost condamnați de justiția americană. Mai mult, ancheta procurorului special Mueller, care va decide dacă interferența Rusiei în alegerile prezidențiale americane a avut loc cu știința și consimțământul familiei Trump, înaintează rapid. Iar veștile nu sunt deloc bune pentru locatarul Casei Albe. Potrivit AFP, însuși președintele american a vorbit despre posibila sa destituire.
Potrivit unor experți citați de AFP, președintele american are în acest moment trei opțiuni strategice. Niciuna nu este însă ideală. În ceea ce privește amestecul Rusiei în favoarea lui la alegerile prezidențiale de acum 2 ani, Donald Trump repetă obsesiv expresia vânătoare de vrăjitoare și susține că nu s-a comis nicio infracțiune. Cu toate acestea, refuză să fie interogat de procurorul special Mueller. Potrivit analiștilor citați de AFP, Trump ar trebui să înceteze criticile la adresa acestei anchete și să nu-l mai susțină pe fostul său director de campanie Paul Manafort, găsit vinovat de fraudă bancară și fiscală. Cooperarea cu investigatorii ar putea să-l pună însă pe președinte într-o poziție dificilă în condițiile în care fiul său, Donald Trump Jr. și alți membri ai familiei sale sunt în vizorul procurorului. O altă opțiune ar fi să se concentreze pe alegerile legislative din noiembrie pentru a evita ca una dintre cele două camere ale Congresului să treacă înapoi în mâna democraților și să scape astfel de procedura de destituire. Strategia de până acum a președintelui Trump a fost să încerce să convingă publicul că ancheta Mueller este în realitate o operațiune orchestrată de democrați. Casa Albă cere de altfel ca echipa Mueller să respecte o politică a Departamentului de Justiție, care vrea ca procurorii să nu înceapă cu 60 de zile înaintea vreunor alegeri nicio acțiune care ar putea să fie în defavoarea vreunui candidat. Dacă Donald Trump sau vreunul dintre membrii familiei sale este acuzat, această strategie ar putea să permită taberei președintelui să câștige timp. Analiștii vorbesc și despre faptul că Donald Trump ar putea recurge la operațiunea radicală. Președintele american ar putea să-l destituie pe Mueller și să pună capăt anchetei. Liderul de la Casa Albă a amenințat de mai multe ori cu această variantă care dă fiorii republicanilor în condițiile în care există un precedent. În octombrie 1973, Richard Nixon l-a destituit pe procurorul special însărcinat cu dosarul Watergate. Susținerea președintelui s-a prăbușit, iar înlocuitorul său a continuat ancheta. Aproape un an mai târziu, Nixon a demisionat în fața amenințării unei destituiri probabile. Noul model Bugatti Divo a fost lansat pe piață și se vinde ca pâinea caldă. Conceptul este unul diferit față de cele cu care compania și-a obișnuit fanii. Noua mașină nu este neapărat mai rapidă decât modelele precedente, însă este mai confortabilă. Dar și prețul de vânzare este unul piperat, 6 milioane de dolari. Noul model Bugatti Divo costă dublu în comparație cu predecesorul său Chiron și nu este nici pe departe la fel de rapid. Designul este însă cel care impresionează. Potrivit directorului companiei Bugatti, Stefan Winkelmann, Divo excelează la capitolul lux și confort. Afaceristul afirmă că intenția a fost aceea de a crea un model foarte diferit de cele cu care oamenii erau obișnuiți. Mașina este una super ediție limitată. Doar 40 de bucăți au fost fabricate și deja toate au fost vândute. Compania franceză a anunțat însă că modelul Chiron continuă să iasă pe piață. Aceasta reprezintă o premieră în istoria Bugatti, deoarece niciodată nu au mai fost vândute două modele diferite simultan. La fel ca în cazul ultimelor modele Veyron și Chiron, Divo poartă numele unui pilot de curse. Albert Divo a câștigat raliul Targa Florio din Munții Siciliei de 2 ori în anii 1920, când se afla la volanul unui Bugatti Type 35. Jurnalul a ajuns la final. Rămâneți în continuare pe B1 TV. Nadia Ciurlin vă așteaptă la fix la Top B1.